altfel oră de istorie pentru elevii Colegiului Național Mircea cel Bătrân. Aceștia au fost invitați marți 22 ianuarie la sediul Muzeului Județean de Istorie Aurelian Sacerdoțeanu la un simpozion dedicat Micii Uniri. Despre contextul extern în care s-a săvârșit unirea principatelor române din 1859 și culisele luptelor politice care au dus la alegerea lui Alexandru Ioan Cuza, domn în fruntea celor două principate, Țara Românească și Moldova, le-au vorbit liceenilor nu unul, ci mai mulți specialiști în istorie. Evenimentul în sine se adresează zilei de 24 ianuarie, care aflăm astăzi că de fapt are o dublă semnificație. Este vorba despre Mica Unire din anul 1859, piatra de temelie a ceea ce a însemnat mai târziu România Mare, de la care s-a pornit pentru înfăptuirea unității naționale finalizată la 1 decembrie 1918. Anul trecut am sărbătorit în 1 decembrie și împlinirea 100 de ani de la Marea Unire, eveniment care la fel a prilejuit numeroase întâlniri și dezbateri și mese rotunde și conferențieri cu profesori universitari de calibru din istoria din țara noastră. Evenimentele vor continua și în parcursul anului 2019, pentru că vom sărbători apoi 100 de ani de la ceea ce a însemnat războiul româno-maghiar și apoi 100 de ani de la tratatul de pace de la Versailles, care a însfințit înfăptuirea unității naționale a tuturor românilor într-un singur stat. Noi intenționez să vă țin o lecție de istorie. Aveți profesori bine pregătiți la instituția de unde veniți. O să fac doar câteva punctaje. Ce s-a întâmplat în Europa în perioada respectivă, mai bine zis, în 10 ani, 11 ani, până la alegerea lui Cuza ca domn. Deci, perioada 1849-1859. Așa cum știți, la 1 mai 1849, Rusia și Turcia semnau convenția de la Balta Liman, Balta Liman, o stațiune balneară lângă Istanbul, prin care lua sfârșit revoluția atât în Moldova cât și în Țara Românească. Cele două principate suportau o dublă ocupație militară, atât rusească, dar și turcească. Bineînțeles, aceste ocupații erau însoțite întotdeauna de tot cortegiul de umilințe, de suferințe, de jafuri și mai ales de prădăciuni. Pentru cine vrea să știe mai mult, recomand o carte, să citește ușor, Arnăutul 12, invazii rusești în România. Deci, ce s-a stabilit la Balta Liman? S-a stabilit să se revină la situația de înainte de Revoluție. Domnii sunt numiți acum de puterea suzerană Imperiul Otoman sau Turcia, ca să vorbim mai puțin, și de puterea protectoare Rusia. Cum știți, după tratatul de Adrianopol din 14 septembrie 1829, Rusia devenise oficial protectoarea celor două principate române. De asemenea, tot acum, prin această înțelegere, deci se va prelungi ocupația militară până spre 1851-52-53, când s-au retras întâi turcii, după aceea ruși. Trebuie să înțelegem contextul internațional. Probabil că ați auzit toți de așa zisul testament al lui Petru cel Mare. Nu l-a văzut nimeni scris nicăieri. S-au publicat diferite variante, dar ceea ce este important, zic eu, zic și alții și zicem și noi după ei, care au studiat în amănunțime problema, toți conducătorii Rusiei care au venit după Petru cel Mare au urmat o singură cale, aceste prevederi cuprinse acolo. În ce ne privește zona noastră, dorința rușilor era să ajungă la strâmtorile Bosfor și Dardanele, să pună mâna pe Constantinopol. O să vedem că în calea lor le-au stat și românii, și dacă marile puteri ne-au ajutat în unele momente, nu ne-au ajutat, asta este clar, de dragul nostru, ci pentru a stopa
a vasului Rusiei spre strâmtori. Războiul din Crimea, desfășurat între anii 1853 și 1856, a schimbat raportul de forțe din Europa odată cu înfrângerea Imperiului Rus. Prin tratatul de pace din 1856 s-a stabilit ca organizarea și statutul Moldovei și țării românești să fie stabilite prin consultarea populației. Mica unire de la 1859 ar fi putut să fie însă împiedicată de încercările de schimbare a rezultatelor de către poarta otomană prin falsificarea lor. Înlocuiește protectoratul rusesc cu garanția colectivă a celor 7 mari puteri garante. Avem și alte avantaje. Comisia Europeană a Dunării, Turcia rămâne putere protectoare și principatele române devin subiect de drept internațional. S-a hotărât și au căutat să determine pe sultan ca să organizeze în cele două principate alegeri pentru a fi consultați românii. Adunările obștești fuseseră deja înlocuite cu divanuri. Se fac alegeri în toamna lui 1857. O să vorbească colega mea despre așa ceva. Au fost falsificate de caimacamul Nicolae Conachi Vogoride. Vogoride era numele de familie, Conachi că se căsătorise cu anume Cocuța Conachi, care, fie vorba între noi, probabil că și asta o să spuneți, era una din iubitele lui Cuza și așa s-a ajuns la faptul că au aflat unioniștii că soțul ei, sprijinit de diplomații austriac și turc, falsificase alegerile în Moldova. Da, un mare scandal internațional, până la urmă a planat tot de marile puteri acea întâlnire de la Osborne din august, dintre 1857, dintre regina Victoria Marii Britanii și împăratul Napoleon al III-lea al Franței. Osborne, un castel în insula White, deci în Marea Mânecii. Aparent, Franța era în câștig, deoarece Napoleon al III-lea a făcut doar o promisiune că va renunța la ideea prințului străin, pe când Marea Britanie a acceptat să fie anulate alegerile. Era și normal că s-au refăcut alegerile și au fost câștigate de unioniștiință. Sorții au căzut asupra lui Alexandru Ioan Cuza, un personaj care a făcut o carieră fulminantă în armată, în puține zile a ajuns în multe grade. Era cunoscut și de populația masculină, dar și de cea feminină de la curte. Daniel a fost, candidatura lui a fost primită cu brațele deschise de chiar și de către reacționari. Probabil nu creditau la vremea respectivă cu prea multe șanse ca și domnitor, așa se explică. Un martor ocular pe vremea aceea, fiind copil, descrie cum află în familie că a fost numit Alexandru Ioan Cuza. Familia sa milita pentru unioniști, iar tatăl său, surprins că dintre toți candidații a ajuns Alexandru Ioan Cuza, îi face un portret destul de sumar, dar extrem de elocvent și pe care l-am zis să vi-l și citez în câteva rânduri, care, așa cum spunea și domnul profesor, îi pune în prim plan câteva trăsături nu tocmai pozitive. Dacă tata văzuse cu mare bucurie alegerea lui Cuza la scaunul Moldovei și poate și cu mai mare bucurie aceea la scaunul Munteniei, fiindcă era sigur că avea să desăvârșească unirea și să aducă pe domnul străin, pe de altă parte însă nu credea în Cuza, fiindcă nu credea deloc în seriozitatea lui. Pentru dânsul, nou domn nu era decât un stâlp de cafenele, excepțional de inteligent, energic și fără frică, dar ușuratic și vițios. Nici nu avea de-al minterea cum Cuza, dată fiind lumea în care fusese crescut și pildele ce le avusese sub ochi, să fie altfel decât era. Dar astfel cum era singurul bărbat din Moldova care, ridicat în scaunul domnesc, era în stare să facă ceea ce a făcut el pentru țară. Alții nu ar fi avut vițile și deplorabila lui educație, dar nu ar fi avut nici însușirile și nici hotărârea lui. Era firesc ca tata, bărbat care nu credea deloc în democrație, dar credea sincer în naționalism,
să aibă de la început încredere în naționalismului Duca, dar era tot atât de firesc să aibă oroare de tendințele lui democratice, susținând că ceea ce el uza, pretinde că este democratism, în realitate nu este decât o colosală minciună. Și totuși, fără această minciună, nu am fi putut avea legea rurală, iar fără legea rurală nu am fi avut revoluția în țară. Cam astea sunt câteva cuvinte pe care am vrut să le pun în evidență. Despre culisele în care a fost făcută alegerea, că nici atunci lumea politică nu a fost liniștită, că ceea ce vedem noi astăzi în spectrul politic se regăsește cu vârf și îndesat și în lumea politică de acum 160 de ani. Intervenția mea o să fie despre modelul acesta de înțelepciune politică pe care l-au arătat la 59. Cred că am folosit de atâtea ori expresia asta de model de înțelepciune politică, încât cred că am consacrat-o până la urmă. Mie chiar mi se pare că noi am fost... Este momentul nostru de maximă înțelepciune în istorie. Cred că nu avem un moment mai deștept în toată istoria noastră decât ăsta din 1959. Adevărul este că nu aveam nimic la 1959, nu aveam armate. Vă reamintesc că atunci când Cuza a devenit domn, el a adunat armata Moldovei cu armata Țării Românești, erau vreo 12.000 de oameni. Turcii aveau aproape 800.000 în Balcani. Deci nu aveam diplomație, nu aveam bani, nu aveam nimic, nimic. Și cu toate astea am reușit să facem momentul ăsta 1859, care este al nostru, este al nostru. Și chiar mă gândeam, zic, ce a contribuit la modelul ăsta de înțelepciune politică? Păi, în primul rând, vreau să spun că am avut o generație nouă de politicieni, este generația numită bonjuristă, ea apare după tratatul de la Adrianopol, sunt niște tineri care s-au școlit în Occident, s-au școlit foarte bine, într-un fel și-au exersat așa abilitățile politice la 1848. Vreau să vă spun că 48 este un moment de racordare a spațiului românesc la Europa. Vreau să spun că Revoluția Europeană a fost pe principiul ăsta. Cine face revoluție este în Europa și noi făcând revoluție am arătat că aparținem acestui spațiu. De altfel, revoluția noastră pașochistă este punctul cel mai estic al Revoluției Europene. Deci noi am făcut și noi Revoluția la 48. Deci am avut o generație tânără. La 48 toți bonjuriștii ăștia sunt la 30 de ani. Sunt niște tineri excepționali. Deci din familiile Golescu, Brătianu, Rosetti, Cuzești, Cogălnicenii, ăștia sunt. Această generație a făcut și momentul 48 și va face și momentul 1859 și va face și momentul 1877-78. Adică vedeți cât de mult contează să ai oameni buni. Nu erau foarte numeroși. După părerea mea, i-am numărat așa, cred că erau vreo 30-40. Dar oamenii ăștia, uitați-vă câtă istorie au făcut. Deci am avut oameni noi și Cuza este de altfel un om nou. Ziua de 24 ianuarie are o dublă semnificație. În timpul Primului Război Mondial, la 24 ianuarie 1918, Sfatul Țării din Basarabia, întrunit în ședință solemnă, a votat în unanimitate proclamarea independenței Republicii Democratice Moldovenești. O să dau un alt moment de 24 ianuarie în istoria noastră. Este vorba despre 24 ianuarie 1918, când la Chișinău o tânără republică își proclama independența, e vorba de Republica Democrată Moldovenească. Și o să vedeți că are legătură foarte mare și cu evenimentul, măcar simbolic, cu evenimentul din 24 ianuarie 1859. Ceea ce se întâmplă în Basarabia în perioada septembrie 1917, martie 1918 și ceea ce se va întâmpla și în special în Bucovina din noiembrie până în noiembrie 1918, până în aprilie 1919, cum ar fi și în alte zone, în Transilvania, tot în această perioadă, sunt niște schimbări care nu le prevăzuse absolut nimeni, cred că nici cel mai bun regizor sau scenarist nu s-ar fi gândit la schimbările dramatice și rapide în același timp în contextul ăsta internațional. Astfel de lecții de istorie au avut loc în aceste zile și la sediul Bibliotecii Județene Antimi Vireanul, organizatorii acestor evenimente fiind convinși că momentul de la 24 ianuarie reprezintă
una dintre cele mai importante lecții de patriotism, curaj și sacrificiu care ne-au rămas moștenire de la generațiile care au contribuit la realizarea statului român modern.